Primăria Municipiului Timișoara desfășoară o nouă acțiune de deratizare în perioada 26 februarie-8 martie, în scopul combaterii rozătoarelor și asigurării unui mediu urban sigur și salubru pentru cetățeni. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de desfășurare a acțiunii va fi extinsă. Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat, în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător. Aceste activități de deratizare sunt efectuate periodic pentru a controla și reduce populația de rozătoare, asigurând astfel sănătatea și siguranța comunității. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății. Pentru a asigura succesul acestei acțiuni, Primăria Timișoara apelează la sprijinul și colaborarea cetățenilor. Astfel, recomandă igienizarea spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor. Sunt interzise golirea, deteriorarea sau sustragerea stațiilor destinate plasării momelilor amplasate de către operatorul serviciilor de deratizare pe domeniul public și recomandă să supravegheați cu atenție copiii și animalele de companie pentru a nu intra în contact direct cu substanțele raticide.